Salut! Eu sunt Anca Ștefania și astăzi la vlogul de 3 minute povestim despre PART. Acum 2 săptămâni am picat primul examen din viața mea și am fost mâhnită, supărățică, până când mi-am dat seama că a fost cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla. Vezi tu, pe de o parte am putut să aprofundez informațiile respective și pe de altă parte mi-am dat seama că de multe ori în viața mea rămân la nivelul superficial și mă bucur la primul semn de succes, mi se pare deja că pot să fac un tic și să trec mai departe. După această întâmplare, am avut o conversație cu unul dintre prietenii mei care mi-a spus: hei, cred că e foarte relevant să vă povestim despre PART în acest moment al vieții tale. PART înseamnă rol în engleză și de fapt este un acronim. Înseamnă possessions, accomplishments, relationships și conditioned thoughts. Posesiunile, realizările, relațiile și gândurile noastre sunt ceea ce noi folosim în fiecare zi a vieții noastre pentru a crea aceste dantelării sociale și a considera că suntem mai valoroși, merită mai multă atenție, apreciere și iubire și, de ce nu, merităm mai multă conexiune interumană prin prisma faptului că avem nu știu ce telefon sau pentru că avem un apartament care dă înspre grădina icoanei, asta este parte de posesiuni, sau, de ce nu, pentru că am realizat atât de multe lucruri la nivel intelectual, universitar, avem tot felul de certificări din tot felul de domenii și ne cunoaștem și suntem atât de informați, sau pentru că avem relații sociale cu niște oameni suspuși, High Commissioner de la Bruxelles, care mai îmi trimite din când în când un mesaj pe Instagram, sau prietenul meu care se dă cu motorul și vorbește și la TEDx, ce persoană minunată este el și faptul că el este cu mine, alege să fie cu mine, mă face și pe mine minunată, nu? Prin procură devin și eu importantă, prin procură devin și eu interesantă. Iar al patrulea nivel este nivelul gândurilor noastre condiționate, ceea ce creează foarte multă nefericire, de fapt, pentru că trăim în acest treadmill, în acest cerc vicios în care ni se pare că ar trebui să facem anumite lucruri, să fim într-un anumit fel, că ar trebui să realizăm nu știu ce până la acest moment și mai mult decât atât ne facem tot fel de teorii despre viață, pentru că ni se pare că asta ne face pe noi speciali. Ceea ce vreau să-ți spun, vorbind despre posesiuni, realizări, relații și gânduri, este că, ok, le avem și toți facem, cum să spun, facem jocul ăsta, tango-ul ăsta social. Însă, ce m-ar interesa foarte mult ar fi ca tu să chestionezi în acest moment felul în care tu folosești aceste lucruri, posesiunile, realizările, relațiile și gândurile tale, cum le folosești pentru a obține iubire și pentru a obține atenție. Pentru că, în fond și la urma urmei, din punctul meu de vedere, astea nu sunt decât niște roluri pe care le jucăm și ceea ce este trist este că interacționăm unii cu ceilalți prin prisma acestor lucruri și nu prin veridicitatea sufletului nostru, nu prin vulnerabilitate. Nu ne lăsăm să fim văzuți și, din nefericire, avem niște jocuri mașinale sau niște relații care sunt bazate pe, să zicem, niște neadevăruri sau pe niște creații, pe niște constructe. Sper că ți-a fost de folos clipul ăsta. Aș vrea să realizezi numai că valorezi prin ceea ce ești, prin simplul fapt că existi și că toate lucrurile astea pe care le facem pentru a primi iubire sunt numai niște strategii, că ele nu sunt veridice și că nu trebuie să fim nimic mai mult decât ceea ce suntem și că dacă reușești cu bucurie să te lași să fii cine ești, oamenii te vor iubi pentru fix persoana absolut fabuloasă care ești în acest moment. Te pup! Sper că ți-a fost de folos. Păi zice-mi în comentarii ce crezi. Pa, zi minune!